Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip de Icarus. O să continuăm misiunile pentru că par destul de interesante și în felul acesta descoperim și deblocăm itemele pe care le avem în nava spațială. Acolo, nu știu dacă v-am arătat, aici la workshop, noi cu aceste currency-uri, aceste unde am eu Aero ăsta 50, cu ele deblocăm, vedeți, avem Dita mai triu, eu am deblocat prima oară această haină și... M-am dus eu repede să-mi iau un pickaxe. Nu știu, o să vedem cât de bun e. Ideea e că trebuia să-l dau pe ăsta pentru că o să mai îmi dea 5 physical resistance, un oxygen slot, water slot, adică mai multe beneficii, dar o să-l deblocăm imediat după ce mai facem o misiune. Data trecută rămăsesem că o să alegem între Dry Run Expedition sau Ice Storm Expedition, dar ne-am gândit mai bine și am zis să facem mai mult level înainte să continuăm, pentru că amândouă sunt, asta e hard și asta e normal, și să mai facem încă una care ne dă încă 100 reward, care este și ea normal, și tot așa o să trească să luăm vreo 3 sample-uri. O să salutăm și pe toată lumea. Salutare! Salutare! Salut! O să... îi dau confirm loadout, friend zone, bam, și mergem pe ăla cu forest. Bineînțeles, o să punem, o să, de fapt, ca să nu vă pierdem timpul degeaba, o să trecem peste load screen. Gata, și am aterizat pe Icarus. Ia uite cum vin și lumea. Unde sunt ceilalți? Au aterizat deja. Bă, deci nu știu, o să... am spus-o, tot spun. Ia, uite. Ia uite cum vin amândoi. Mamă, ce mișto să vede că a intrat în atmosferă. Du-te de aici. Băi, deci efectiv e prea frumos această animație. Acest joining of multiplayer mi se pare fenomenal, domnule. Ia uite, fiene, uite. Ia uite, fiene. Da, thankful. N-ai cum, uite. Uite cât de realist pare. Bă, e prea frumos, îmi place la nebunie. Și uitați și la pickaxe-ul pe care l-am. Atât destul de șmecher, sunt curios ce o să-mi trăiască mie ca să repar. Da, iau 34 experiență, parcă nu l-am atât de mult. Nu? Nu? Nu luai atât de mult, acum e mai mult cu ăla. A, pentru că iau, pentru că am ăsta, iau eu mai mult? Da. Wow, și ăștia îți dau și experiență? Nu știam. De tare. Asta e bine, că mai avansăm puțin tel mai repede. Bun, eu spărgeam piatră, dar de fapt o să trească foarte mult oxide. Hai să facem oxide-ul ăsta repede. Pe harta au apărut. Da, a apărut... o să mergem către roșu. Hai să ne luăm repede ce avem nevoie, și anume în principal oxide. Să încep și cu cum? Nu fi rău să încep cu un pickaxe. Până adun eu 14 crăci, 12 pietre. Da, e chiar e interesant că îmi dă 34 experiență. Știu că le luam 20 ceva. Tu cât iei, Larry? Din ce anume? Din oxide, din piatră, din... A, uite, 29 ei, văd, sau cine e aici, Ștefan? Da, 29. Da, 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 nu e cu mult, spune, dar... acolo, șa. Ți-am spus acolo, când ai înainte ției pickaxe-ul. A... te zice că te-ți dă mai mult, am da? Uitat, sincer. Da, e foarte mișto chestia. Hai să adunăm și noi puțină fibră, crengi, niște nebunii. O să ne trebuiască să facem repede un bow, niște suliță. Niște suliță? Niște suliță, da. O țăr de suliță? O țăr de suliță. Bun. Așa, cu oxide-ul și cu piatra stau bine. Ideea e că trebuie să dau din setări să-mi arate câte experiență iau per hit la mină, la... când adun cărnuți, că e doar în crește acolo, dar nu văd. De asta eu să scad, să calculez. Păi nu ai... noi n-am făcut nimic, aia le-ai ascuns tu. Nu. N-am ascuns nimic, doar că nu mi-arată cât anume. Nu spune plus. Înainte îmi spunea, într-adevăr, dar nu știu. Acum îmi văd că nu mai mi-arată plus cât iau pe fiecare chestie adunată sau distrusă. Da.
Da. Deci, oricum, din câte am observat eu, minatul este principala sursă de... What? Cifrele pe care, ne apar pe ecran când dau cu pickaxe-ul este experiență sau... Da, da, este experiență, da. Pentru un motiv anume am crezut că e damage-ul pe care dai pietre. A, deci îl vezi, e ok. Deci piatra e are HP piatra. Așa, avem și ăsta. Nu știu dacă aș băga puncte, momentan aș păstra punctele. Crafting bench în tier 2, pot să bag deja în tier 2. Anvil bench. Și uite câte lucruri pot să fac acolo. Iron, băi de capul meu. Pot să deblochez partea cu iron. Wall torch. Ce tare, avem wall torch, pot să fac lumina acum. Super șmecher. Mai am două puncte de băgat. Am longbow. Adică poți să pui prin casă. Pot longbow. Să fac longbow. Cred că e mai bun decât bow, nu? Mă gândesc. E super, are, poți să tragi mai la distanță. Și mai flint arrow. Ah, o fac din iron ore, bă, deci... Asta o să trească să intrăm în peșteri, că știu că în peșteri avem ironul ăla. Dar până să intrăm... Avem crop lot, gata. Aici ne putem crește singur chestii. Ce tare. Asta, rain reservoir pentru apă. Rain reservoir pentru apă. Gata, am pus în el. Și mai avem oxide dissolver. Asta ce face? A more efficient oxider for processing oxide into oxygen. Mai e cineva pe lângă mine, oare? Wood, ce este, mă? A place to put necessities and the rest. Uite, mă, pot să fac dulap. Ia, o să fac și anvil bench-ul ăsta, că sunt tare curios de el. Sau skinning bench. Ce face skinning bench-ul? Full process animal carcass for more resources. Deci trebuie să cargi probabil corpul. Să-l pui pe masă și îi dai skin mai bine. Mă gândesc, nu? Interesant. Tare. Mortar and pestle. Ăsta ce face? A simple tool for crafting resins, pastes, medicine and more. Ok, ok, ok. Da, aș lua longbow, dar nu știu dacă trag cu săgețile alea. Deși ar trebui, hai că băgăm longbow. Da, ar trebui să merg. Cred că gata la orice. Ia, hai că să încerc să-l fac pe ăsta acum, că dacă a fost așa. Bun, ia să vedem. Mai avem aici niște berry-uri. Când sunteți gata și echipați, bem apă și ar trebui să mergem. Ia să vedem crafting. Wood bow și unde e longbow? Păi ce să ne facem? O să ne facem un stone axe, un wood spear. Trebuie să ne facem de îmbrăcat. Ia, veniți încă. Eu nu am. Eu sunt la Claudiu, veniți încă. Deși e level 6, încă n-am băgat. Încercam să ajung la chestii să construiesc. Bă, nu-mi da toate astea, că eu pot să-mi fac, mi-am făcut restul. Păi să vină și Abby și Larry. Hai. Legs, mie mai întrebe legs. Mai caut eu de asta, nu vezi că nu mai am. Cloth arm, cloth chest. Pot să-și o groază de chestii de aici. Păi da, mă, veniți aici. Uite, ia-ți de aici, de pe jos. Aveți aici toată îmbrăcămintea. M-am zis, un urs? Nu știu dacă era un, de fapt, un lup sau un ren. Ursul sau de puțin mai diferit. Așa. Unde sunteți? Longbow, unde e longbow? Că eu nu-l văd. Trebuie să fie cu grică, sigur, n-am să-l fac acum. Deci sunteți acolo toți. Hai că vin și spre voi. Deși n-am încă un copac tăiat ca să-mi iau niște lemn. Păi da, am băgat în el. Hai repede acum. A, longbow se craftează la crafting bench. Am înțeles, gata. Bun, deci îmi fac repede un bow până atunci. Îl iau un urs? Te rog, nu mă speria. Da. Ce? E un urs. E un unde? Urs ăla din față, nu e un urs? Ăla mare de vine, așa. Băi, e prima oară când văd așa ceva, ăla e un bivol. Da. Bizon. E un bivol. E un bizon. Nu bivol. Nu bizon. Cred. Unde e? Vreau să-l văd. Vai, nu cred așa ceva, e prima oară când văd așa ceva. Uite cât de frumos e! Doamne.
Buffalo, ia uite. Wow. O să iau hainele astea de aici? Da, e de acolo. Da, da. Pontia a fugit, mama, m-a căcat pe mine când a fugit, a crezut că fugeți spre mine. Vedeți și mai luat și de astea. Da, sunt prea multe ce da. Mi-ai dat aici, mă, eu deja. Păi nu, ia câte unul. Trebuie legs. Unul din fiecare. Bă, ăsta fuge de mine. Fit și legs. L-am bătut, i-am dat în ochi, i-am dat headshot. Nu cred. E aici, uitați-vă el, puteți să faceți poză. Ai fit? Ia, stai așa puțin, ia. Asta-i, uite aici, stai aici. Să curăț dacă pot să-l ridic, ia. Leg. Nu pot. Da, dar n-am nu-s fit aici. Nu-s fit, ok. Nu pot, bă. Pe ăsta nu pot să-l ridic cum ridicam lupii. Cum mă să ridici? Stai că o grămadă de piele și carne luăm din el. Stai mă puțin. Că n-am un knife. Lasă-mi să-mi îl fac. A, fă-l, hai că faci experiență. Nu pot, nu pot. Îți dai seama ce burger faci din el? Cum mă, nu pot? Eu nu pot efectiv. Nu pot, nu merge cu F-ul. Nu pot să dau skin. Cred că îmi trebuie bone knife. Ori eu nu am bone knife, am knife normal. Dar mai trebuie, are ceva fit armor. Bă! Vine ceva? Oh. Uite, pe ăsta pot să-i dau. Ah, l-am luat în brațe. Ia, dă-i, dă-i. Mă, dă, mai e mai unul, mai unul. Eu fac skinning, apărații, mă. Păi și la asta din spate. Bă, what the fuck, de unde vin ăștia, mă? Gata, mă. Au mirosit prada pe care o avem noi aici și au venit două halece. Sau. Nu vreți să facem un campfire, să facem carne și apoi să plecăm? Da. Ba da. Putem să facem. Da, hai să fac acolo, la, lângă apă. Să avem acolo tot ce avem nevoie. Bă, stai că nu înțeleg cum... Luați ce, Stranti? Cum tem ăsta? Îți trebuie bone, cred mă, dacă... Ia stai să văd dacă eu am să fac un bone knife. Nu merge dând așa în el, să știi. Fii atent, există un taxidermic knife. A small, strong, precision cutting tool. A, da, nu merge, da, da, într-adevăr, nu pot cu ăsta. Iron tot knife. Oare cu ce? Oare cu bone knife-ul merge? Nu, că am eu și încerc și nu pot. Lol, mă. Am și bone spear. Are ceva leg armor? I need some. S-o lăsă. Deci nu-i scade durabilitatea, decay-ul scade. Dar nu știu dacă ne ajute. Ia, stați așa puțin. Da mă, deci e clar, acum am văzut, cu iron knife facem skinning la buffalo. Deci asta înseamnă că trebuie să mergem dacă găsim vreo peșteră pe aici, prin apropiere. Dar nu, ia, cât o suntem noi prin munți pe aici, ia să găsim. Există șansa să găsim vreo peșteră prin apropiere? Poate acolo unde e cascada. Dacă găsim o peșteră... Dacă găsim o peșteră, nu știu cum aș putea să-l iau, că la Tech 3, ca să fac Iron Knife, trebuia Anvil Band și Iron Knife. Ah, hai că cred că ajung destul de repede. Ia, hai să încercăm. Că eu mai am puțin și fac level 11. Eu o să fac aici un foc. Da, da, da. Eu mă duc să văd dacă găsim vreo peșteră pe aici, prin apropiere, dar... Nu prea văd, stai așa că eu mi-am luat o groază de oxai și n-am pus niciunul la mine. Lemne avem? Lemne? Nu prea avem lemne. Am de lemne. Am carne. Activate, am de-aștea, melon. Nu văd, nu văd aici nicio peșteră. A? Ce e acolo? Ululu, ce s-a auzit așa urât. Ce-i asta? Silica? Silica ore. Ia să numește silica. Silica gel. Ce facem cu silica? Stefania, uite-te un tri, avem ceva cu silica? Eu o iau aici la mine. In case of something. In case of something. Iron ore știu sigur că intră. Mamă ce am sperat că e asta. Tot silica e și asta. Ce am sperat că e aia o... Am găsit!
Nice. Poate expiră bivolul până. Expiră bivolul. Ia stai așa că trebuie să facem o... Baza în care ne trebuie alt bivol. Asta ce e? Băieți? Da? Nu! E un monstru cu trei capete, mi-a dat ceva! Ce? Un monstru cu trei capete în... în peșteră! Vorbești serios? Nu cred. Nu cred, mă. Mamă, dar e la mama naiba. Și ești mort? Încă nu. Nu! Trage, trage iar! Fai de capul meu, am luat puțin din Iron Ore. Să venim la tine? Ceva în jos, silica. Bă, consum. Consum asta. Am mâncat din carnea asta, e că periculos. Se strică tot. Da, uite că am găsit ia-mă și asta. Ia-mă tu la tine. Eu la tine. Da, aștept să mai fac pumpkin chestii. Da, da, deci îți spun și ea. Pe jos. Ha? Vai. Nu, 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 aruncă-l pe ăla, care de asta l-am aruncat. Da, ia porumbul de aici. Ia porumbul de aici. De ce nu-i pui pe foc? Păi nu mai era loc de asta. Nu mai știu. Nu, iar a dat în mine! Mor. Mai e și un urs aici. Cred că mor, băieți. Sper să nu mor, sper să nu mor. 5 4 3 2 1 Stealth în el dacă dai, că să-i dai și extra damage. 1 Gata, am scăpat. Dar nu știu cum ajung la voi fără să mor acum. Sunt health low. Dacă îmi pun bandaj, mă ajută la ceva? Consum. L-am urât și pe ăla de departe. Eu l-am omorât pe ăsta. I-a dat hit. Nu, ăla de colo. Mi-a întors bandaj, dar degeaba. Am luat puțin Iron Ore. Bă, deci nu vine să cred. Deci sunt monștri pe această. Da, mă, și cu trei capete și trag cu chestii rotunde în noi. Uite, mai văzui un bivol. Bă, ce tare, mă. Am aruncat din episodul ăsta chiar a fost interesant. Am descoperit foarte multe lucruri deja. Bine, deja suntem în minutul 18. What the fuck? Asta ce e? Tot silica? Hei, tu mi-ai luat ăla de acolo? Asta ce e aici? Care vreau să-l schinez de departe? Sulfur. Alo? A? Ștefan? Ștefan, îmi fură vânatul. Ce-i furatul? Ce-i? Unde? Cum? Asta de lomuriu e aici. Nu, e un lup! A murit ăla. Ăla o să fie the death of you. Păi efectiv a murit aici. Dacă puteți să veniți lângă nava aceasta să mă luați și să omorâți acest lup care stă foarte mândru. Haide de el. Haide și voi că acum merge mie. Că mă duc, mă duc. Eu dau pe lângă lup. Yo, ia-mă, unde ești? Aici, la hartă, la... La navă în spate. Am pus un punct galben în cap. Yeah. La navă mă aici în spate, sunt fix lângă navă. Dar nu știu unde s-a dus lupul, nu-l mai văd. Cred că e în spatele. A, dat cineva în el. Eu. Dați-mi unul revive până când se bate Larry cu... Bă, da, moare? Ți-a dat? Da, mi-a dat Abby. Bun, hai să vedem. Să mănânc, aveți ceva să mâncați? Să mâncați, da, avem să la mănânc, acolo, să mâncați voi, să mănânc eu. Avem la foc acolo și au și am făcut label. Nu și o peștele ăsta aici. Dar na, a, gata, s-a făcut acum consum. Și ăsta e alb, aici e tot mâncare. E porumbul. Trebuie să luăm la pachetul ăla. Ce? Care mă? Ăsta alb? Ăsta, da. E. Yeah. Consum stack. Da, poți să-ți... Lol.
consum. E porumb prăjit, dă-te, bă, ce tare. Da. Păi am găsit aici porumb. Gata, sunt full și de oxigen. O să vreau să mi se facă apa. Bă, am iron ore. Am 11. Sunt curios cât o să trăiască ca să fac knife-ul. Sper să nu trăiască foarte mult. A, uite. A, ce vorbiți, bă? Iron ingot, iron nail. Păi de unde e iron nail, mă? Unde e iron nail-ul? Nici nu-l văd. No iron nail for you. I don't see any iron nail here. Nu știu ce să mai bă. Cum se face iron nail? Deci nu-l văd. Da. Silica aia, nu știu ce-i care-i faza cu ea, dar... Uite, copper nail. Mă, de unde faci nail? Poate la... poate la Anvil Bench o să descoper chestia asta. Bun. Hai să mergem. Unde e la roșu? Trebuie să ne îndreptăm. Hai să-mi bag și un în construcție. În sfârșit. A, uite, acum stai așa că știi ce trebuia să mai facă, lasă-mi repar. Where is it? Craft. Așa. And now, hai să reparăm. Nu pot să-mi repar ăla, pickaxe-ul pe care l-am luat, eu nu pot să-l repar. Nu. No. Dar nu, n-am prea e cu ce? Păi nu, efectiv nu mă lasă. Nu-ți scrie repair. Oh. Eram tare curios ce scrie la repair. Deci noi luăm ceva de pe aici, mă. Dacă ar pune lăsa de ieșit cu el. Ce, dar nu știu ce facem cu charcoalul ăla. Dar nu, acum aș de că ceva... Poastă, cred, de burtă. Are ceva sulfur? Am eu, da. Nu, n-am. Să-mi dai puțin? N-am. Nu, uite cu alușa sulfur. Why are you teasing? M-am gândit la, la cam farmață micași. Eu sunt în aha, acolo sus? Sper că o să spină. Bun, și acum? Aha, aha. Pentru că mi-am băgat în ceva și vreau să văd cum se vede. Da, sol. A, verde, știu. A, luminează toată valea. Da, da. Hai să mergem, băieți. Și fete. Hai să luăm ce mai pe aici. Oh. Hai să luăm mâncare. Hai că oricum focul mai e degeaba. Hai, veniți, hai că e doar vânt, e ok. Hai să mergem. Unde sunteți? Ca să la foc. La foc, vin imediat. Ma, să mănânce cineva carnea aia. O iau eu la mine. Ia-o cu tine. Păi eu mai am. Vrea cineva să gest normale că vreau să fac bone. Dar alea vezi că alea nu poți să dai foc la nimeni. La nimic. Nu, alea care vreau să fac bone arrows. Haide bă, aoleu, am prea multe kilograme pe mine. Luați și voi fire pit-ul și cu nebunile ăștia. Dacă puteți, what the fuck is that? Eu cau niște oxigen că-s... Mamă, și eu am prea mult acum, mă. Hai să mergem către roșu. Poți să aleg, poți să arunci... Haideți, aruncă-l că-l tăiem. Hai. Sunt curios după ce se strică pickaxe-ul ăsta în meniu, după ce fac misiunea, dacă mă ajută cu ceva. Dacă pot să-l repar sau să se întâmple ceva, nu știu. Uite oxigen aici. Uite porumb iar aici. Trebuie să mergem către la roșu. Deja am 84 de kilograme pe mine. Eu și cu The Rock, ce mai mergem așa prin pădure. Ia, vino, veniți puțin la mine, ăștia care n-aveți oxigen. Eu am. Eu nu prea am. Veni, ce faci? Cred că te văd. Aha. Bine, niciodată nu strică mai mult. Mamă, cu aici. Da, uitați-vă ce aici. A, eu mă apropiu de 100 de kile. Bă, eu silica ore le dau jos, încă oricum stau degeaba cu el pe mine. Eu pot să car 120 că mi-am băgat în...
Eu deja am 2 stack-uri de 50. Ce n-abia să mai fac? Să mai arunc, am un gros de chestii. Gata, am 94 de chile pe mine, deci nu mai... Oxide am o groază. Eu nu pot să mai alerg. O să arunc charcoal-ul. Asta e. Da, bă, mai facem din ăla, nu e problemă. Poți. Lup. Ideea e că văd că de data aceasta misiunea asta ne-a dus tot așa în același loc, numai că am descoperit bivolul și... ăla cum îi zice, monstru de cu trei capete. Mai mergem? Da, păi, dar noi suntem deja în pădure, plecați pe lângă munte. Nu ești în față? Ba da. Dar credeam că n-ați pornit. Te-ai rupt piciorul. Nu mi l-am rupt. Da, m-am speriat, am crezut că mi l-am rupt. Bă, mai am foarte puțin și fac level 11. Și pe aia băgăm în Anvin și în alea și putem să schimbăm bivolul. Foarte interesat cât... opa, lupeniță. Asta pot să o mănânc. Îmi dă... Vezi să nu te intoxici. Da, lupeniță nu. Da, da, e puțin. Da. Serios? Da. La lupeniță. Era la pepene. Era... Păi pepene... A, pepene, nu dobleac. Se zice și lupeniță, mă? Păi ai să mă prinzi, băi, să știu, știu. Hai, nu. Vreau să spun că am uitat. Pepeniță. Pepeniță? A, că era stricat, mă. Dacă ți-a fost rău de la ăla. A. Unde ești? E în față, e în față. Uite-mă aici. Aha. Care e? Uite sulfur aici pentru cine mai vrea. Aaa, mamă, mi-am dat. Așteaptă un pic, așteaptă și pe Abby. Că unde? Că a rămas pleca în urmă. Hai, a rămas în urmă, că ea. Ea nu fuge, că nu-i. Se bage un pic talentele în... Am băgat, am băgat, dar nu. Eu n-am niciun talent băgat, ca să știți. Ba nu, am, mint, am băgat ca să iau leather breakdown, ca să fac rope-ul, dar în rest, nimic, am 10 points available. Trebuie să bag și un ceva. Poți să alegi cu ce să gești să tragi? Nu. Eu de-aia nu le-am băgat, că n-am știut în ce să le bag și am zis că să... Până mă gândesc să mă, și mă decid să le strâng. Uite, din plantele astea facem... Aia mult type, ba da, poți. Ce? Văd... Hai mă, că mă, gata, dacă se termină. Apă, dacă dai air când ai în mână arcul, poți să alegi cu ce ai mult type să tragi. A, păi tu ai mai multe, ai de bone? Am bone și am alea de fac lumină. Înțeles. Da, păi de pe air trebuie să ți-i apăsat ca să... Opa! Da, e lupa aici în față. Mori, mă! Level up. Level up la băiat. Ce-am făcut, mă? L-ai luat în brațe. Vreau să-l schinez. Auzi ceva. Și eu. M-ai rupt. M-ai rupt ăla, mi-ai distrus ochii. Nu mai fac nimic. A zis, mă, că nu e așa rău. Putea să-i dea o nuanță mai plăcută de albastru, ce-i drept, nu? Da, un albastru, da, ar fi fost bestial. O ceva, o chestie mai... un portocaliu ca un foc. De ce e verde? Bă, un mistreț! Da, e un mistreț. Stai să nu trag cu asta în el. Mama, deci a venit atât de revoltat spre mine. Un furmă. Piș. What the fuck?
Eu zic ca să stăm liniștiți până vine ziua. Ia urs! Urs! Stați! Cătrălor! Cătrălor! Control! A, ok. Cred că m-a văzut. Ok. M-a văzut mine. Unde? Unde? Fugi? Unde? Da, ia mă, că mă duc cu ursulița la el, ia dă-te așa. De un fosforescent ăla. Mai e un wolf. Păi și sperie. Aaaa, mor, mor. Vino spre noi, mă, cu ursul ăla. A, dă-n mine. Mamă, s-a aproape... Aproape cum, că eu sunt mort. Mortă. M-a lăsat, m-a făcut praf. Am murit. Hai să vă las și vă... Da, revenim când suntem vii. Gata, suntem toți în viață, sunt vai capul meu, mi-au dat revive. Ăsta încă e aici. Și sfatul meu e să... fugim. Nu vreți să stăm puțin să facem un foc? Bandaj. O țări de foc, nu vreți să punem ceva pe foc să mâncăm? Nu că e ăsta aici aproape și ne bate. Puneți-vă oxide-ul. Păi, n-am încercat și n-am reușit. O să ne omoare el pe noi. Hai ușor cu control, toți pe aici. Nu-l văd. Cu apa sunt praf. Ia. Am dat consumul 53 de berries am dat. Și abia m-am făcut la jumate cu apă. Trebuie să fugim după el. Uite, asta e bizon, buffalo, bizon. Buffalo. Băi, dar tu vezi că noi mergem în aie. Da. Uite-l pic la audio cu asta. Serios? Da, de vitez. Dar la noi un pic. Nu mergem puțin la lacul ăla de acolo? What the fuck? Levităm-o? Bă! Bă! Oh. Da, și eu am căzut. Ce faci să adu? O, e un bizon pe aici. Ia, să vedem cum vă ziceți voi, ia. Ușor, ușor. Vin, ia vezi, poți să mai îmi dai respawn că sunt în piatră. E jumate afară, îți văd căpățâna. Oțel. Da-mi, te rog. Ia, ai intrat în piatră cu mine. Nu, eu sunt mor lângă tine. A. Dă mă aici, Ștefan! Ștefan! Așteaptă mă! Păi de ce căzuși mă? Unde să aștept? Ramona, stai aici. Păi era aici. Mamă, te văd prin munte. Dar nu poți să... Uite! What the actually... Nici eu nu pot să ies din muntele ăsta. Deci, și am toate oasele rupte. Deci efectiv eu văd muntele. Nu e, să știți că nu e nicio peșteră aici. Bă, da, ce se întâmplă, mă? Bă, dar ești mega, da, să intru unstuck. Dau pe unstuck, mă. Gata, m-a dat. Unde m-a dat? A, nu, suntem aproape, eu sunt aproape. Da, da, da. De nu pot să mă mișc. Nicio. Sunt Claudiu în față. Păi avem picioarele rupte. Cum o să am? Da, mă, avem picioarele rupte. 220 de secunde le avem rupte, dacă vine ursul, ni le rupe de tot. Deci suntem în spatele aici, mă, puteți să ne cărați o țâr lângă munte acolo? O să mă iei în spate, mă? Nu, nu. O să-mi dai mâncare, dă-ne ceva. Puțin, dar n-am mâncare, n-am nimica. Nu, bandaje, nu, nu, n-ai ce să faci cu mâncare, bandaje, n-ai ce să faci bandaje. Cu bandaje, am eu mâncare. Bă, trebuie să vă fac eu splint, hai, stați așa puțin. Splint, 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 splint. Dar și eu pot să fac rest splint, nu? Ia. Carne, da, dacă ai, dăm un pic. Ia uite jos. Rop, rop, trebuie să fac rop, are cineva rop. Ia-te-ți, ia-te-ți, ia vezi. Ia, rope. Uite că ți-am aruncat carne pe jos. 6 rope craft, gata, hai că fac 6 rope. Ți-mi fac splint, ți-ți fac și ție. Thank după you. Aia. Măcar e mai bine. Cum e mai bine, mă, te-ai mișcat? No, no, nu, nu, nu m-am mișcat, am mâncat tot fel de carne. Îmi tot dau bandaj, uite. La păi mine, nice. La acolo de acolo? Ce să mergem, Ramon, că nu putem să ne mișcăm. Păi... Oh, ce-și vrea să merg eu un pic. L-am pus-o pe mine, că n-am înțeles.
Mie mi-e foarte sete. Leather aveți? Dați-mi aici leather. Dați jos leather. Eu acum să am băgat în splint. Păi eu am pus, dar cred că mi l-a redus doar la jumate. Eu o să mor că n-am apă. Am eu 20 leather, unde ești? A, Larry, știi de ce nu putem? Că avem prea multe kilograme. Dacă dai jos și rămâi la 50 de kilograme, poți să te miști. A, da? Da, dar ce să dau? Nu știu, că i-am dat o carne jos, dar nu. Da, unde ești? A, îți dau leather? Da, dă-mi. Cum dai split la chestii? Clic dreapta și eu acolo split. Aha. E plot? Da. Dar faza e că dacă mai fac un... Da? Da. Ai dat jos? Mamă, eu n-am apă deloc. Mine. Are cineva lui Beniță sau Beris? Fugi. Mistreț. Nu. Nu-ți face nimic mistrețul dacă nu dai în el. Deci eu nu pot să mă mișc, Bă! Ba da, ne face ceva! Te omoară, mă, dacă dai, dacă nu dai în el. Eu ce-i dă pumni în gură. 79 de secunde. Bă, dar splintul ăla unde se duc, mă? Mi se pun așa automat pe mine? Bă, mă duc să beau apă, că altfel mor. Da, și da, și eu mor de apă. De unde? Stai că era un lac aici. E un lac aici, la roșu. Mai am 60 de secunde și pot să merg. Stai, mă, așa puțin. Chiar îmi trebuie tot ce am pe aici pe mine. Ia, am eu am aruncat stone. O lemnul. Ce mi-ai fac cu stone-ul, mă, mâncața și gura ta? Am aruncat o lemnul și jumătate de sulf. Tot lemn. Nu, e 58 de chile. Da, n-ajung la apă, n-ajung. Mor. Și n-am un beris pe aici, au fost toate curățate. 30 de secunde. Bă, dar nu cred, mă, uite-te și tu, na. Am aruncat în ce am putut. Beri, beri. Hai să... I-am luat o țăr de apă. Îmi dau repair la tot înainte de toate. Alte berries. Ți-l aduc eu pe astea. Ia de aici. Ce mi-ai adus? Ia de jos. Ce? Unde? Berries. Jos. Unde le văd? Că nu le văd. În fața mea. E un urs jos. Aici. Vezi că mai este. La mai. Apă. Nu mi-ai dat nimic. E un urs la apă. Da, e un urs la apă. Acum. Consum stat. Gata, mă, pot să merg. Hai tare. E un urs aici la apă. Mersi, Ștefane, că m-ai salvat. Păi iau și-o pe urma lui Ramona, omorâți-l. Hai, că sunt bine. Dar ursul ăla chiar vine după cineva. Pe unde e, că nu-l văd. E după mine. Cică vine după cine? De ce nuată? Acum vine după Ramona. Ha, sau tu ce? Ești? Ce? M-a omorât. Uite, mă, câte săgeți are în cap. Ia stai, mă, când dau și-o. Da, deci, și stai și putește deasupra mea, nu vrea să plece. A pleacă acum. Pot să dau hold to drink. Cu toate că sunt mort, deci fii atent. Ești damned, nu mor. Da, vine da, și el apă, gen. Vine pe da, mine. Da, vine la voi. Unde că eu nu-l văd? Fugi în partea cealaltă, fugi în dreapta ta. M-a mâncat cu totul. Nu mai vine, nu mai vine. Nu, doar eu cu Eu și cu Claudiu. Da, omorâți-l, mă, omorâți-l. Aproape toți, dar eu nu pot să trag în el. Dă-i cu control, Ramona, dă-ne și nouă, dăm revive. Ștefan e cu bandajul, mă, cred că vrea să arunce după el. Unde e Ștefan, e vreo coace și dă-ne revive. Lasă-mă, că dacă vine după mine... Nu vine. Du-te la Larry pe partea altă. Ramona, tu unde ești? În spre plac. A, dacă mai mergi un pic, ori în stânga e Claudiu. Unde, uite, urs, uite acolo, vezi la piatră cum stă în apă? Nu. Un pic în stânga ta e cursul. Uite-l acolo. Fugi, Ramona! Fugi că n-am văzut! Aaa, pe Claudiu devine încoace, eu cum îi dau din el? Plec! A, bine, ies, plec. Plec, dar ies... Dă-i mă, dă-i eu. L-am omorât fix când să-mi tragă una, ești nebun la cap.
Am fost martor. Cineva să mă ridice? Păi de capul meu. Unde ești? În apă. Chiar în apă lângă unde am murit. Gata, te-am văzut. Te-ai pus aici la rece, a? Fii mi-ar scârbă de tine, de urs. Larry s-a pus la rece, să nu se strici. Dar eu am văzut ceva interesant aici. Am văzut o floare, o plantă interesantă. Faceți repede focul, să punem carnea asta. Faceți două dacă aveți multe pietre. Am eu de asta. Faceți două ca să facem mai repede. Haide toți într-un loc, unde sunteți? Suntem chiar într-un loc. Hai, care e? Dă-i făi repede, ia. Hai că am eu lemn. Dar nu mai am lemne. Am eu 100, uite, ia poftim. Ia lemn aici. A, am pus, cine a pus lemn, sticks? Ia. Uite, Morcovu. Și unde am pus lemnul? Am aruncat? Uite, stai, Morcovu. Nu, la mine, da mie. Uite-l în spatele tău. Ah, ok. Am pus eu wood, am pus wood, am pus. Bun. Ce s-aude, că nu-mi place. Am pus carne, am pus și acolo carne. Nu știu, da, e ceva interesant aici, dacă veniți un pic. Stai așa puțin, ca să-mi pun oxide, că n-am deloc. Uite. Bun. Aici. Gata. Unde, mă? Au, ce floare. Păi asta e... Trebuie să dăm F aia. Gata. Și ce face? Locator nu știu... Mi-a dat damage, Vine, bă, vine un lup, vine un... Uite cum vine, ia cu... Vine sub, pe sus. Tot în mine, mă! L-ai văzut, mă? Mamă, uite-te-mă la el! Dă-mă revive. Mor, mă. Mi-ar scârbă de el să-l fie. Da, și eu, mor. Ia meu! O, ne ferește, mă, ne-au rupt ăștia, da. Mă. Ia. Cum? Care muriș, mă, teleșinat și așa. Cred că i-am dat una, îmi cer scuze. Nu, toate astea. Locuita ne avem în beta. Ah, acum trebuie să ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem la punctul roșu acolo. Am mai auzit un lup? Trebuie să mâncăm și noi ceva. Da, clar. Clar, trebuie să mâncăm. Haideți că... Dar cum ți se reface piciorul în mod miraculos? Nu, uite, mă, nu mai e rupt. Ia să-mi iau morcovul, că nu-i... Și se sutează. Strâmb așa, pe nu fug într-o parte. Cam asta a fost pentru episodul ăsta, fraților. În următorul, mergem la următorul punct unde să vedem ce floare descoperim, dacă va fi sau nu la fel ca asta. Destul interesant. Vine și ploaia, o să fie super interesant. Ne vedem în episodul următor. Până atunci, poate și iubirea toată lumea. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă sunt recunoscător pentru el. Ciao, les!